Trebuie să recunoaștem, am fost vrăjiți de o simbioză de valori ale culturii noastre populare și de trăsături fundamentale. Am observat în evoluarea acestui ansamblu frumusețea melosului, coloritul costumelor, ritmurile exuberante ale jocului, culorile autentice, aspect estetic, varietate, artă populară, instrumentală, spectaculozitate, nemai vorbind de frumosul sonor, acest ansamblu păstrează prospețimea eposului popular. Și umorul subtil, desigur, în această scenetă, nu știu, cred că au încercat să transpună în scenă obiceiul tăiatul porcilor la Ignat. Bine, invităm acum ultimul colectiv care evoluează în festivalul concurs. Ansamblul etnofolcloric Floare de Numă Uita, Socitei, director artistic, domnul profesor Gheorghe Ieremei. Pentru că datina colindatului este străveche și, să știți, își are obârșia în zorii constituirii poporului român în vatra vechii dacii. Stimate gazde, primiți urătorii! Veni prin munci și prin văzi, adunați-vă plăcăți și strigați cu toții! Și acum am zis noi iară, te urăm la geam afară. Și ați câțat pe cei, pe nimeni. Și am zis că vă întrebăm, dacă aveți loc, e urat. E urat ce se mânat, că l-am obăt pe urmat, la masă de cătat. Urată-vă! Să vedeți pe dumneavoastră, pe masă dumneavoastră, pe la mijlocul popor, când vă spui că ne urmează, ca de-o fiți că ne urmează, lumea
Vă mulțumim frumos și vă suntem recunoscători pentru păstrarea acestor tradiții frumoase. Ansamblul Primiți Colacul și Pitacul, ansamblul etofolcloric Floare de Nu Mă Uita, Societăi, director artistic, acompaniator, domnul profesor Gheorghe Iremei.